Este pelerinaj în această dimineață la Direcția Națională în Anticorupție, în urmă cu puțin timp, și directorul companiei Teldrum a ajuns în fața anchetatorilor. Acolo este de asemenea și Cristian Băureanu, dar să vedem ce se întâmplă în dosarul Teldrum. Mai multe informații vin de la colega mea Corina Matlinski. Corina, bună dimineața! Înțeleg că a avut ceva emoții și a trebuit ceva timp să-și facă curaj să intre în DNA. Bună dimineața, Nadina, bună dimineața, doamnelor și domnilor. Așa este, în jurul orei 10 și un sfert a venit Petre Pitiș împreună cu avocatul lui. A dat câteva ture pe aici, pe la DNA, însă acum, în urmă câteva minute, s-a întors și și-a făcut curaj să intre, dacă putem să spunem așa. Este audiat în dosarul Teldrum. L-am întrebat dacă va da o declarație astăzi și a spus că da, dar că nu știe mai multe deocamdată. Este vorba despre dosarul în care este cercetat și liderul PSD, Liviu Dragnea, cel care este acuzat de constituire a unui grup infracțional. Petre Pitiș, administratorul firmei Teldrum, cea despre care se spune că de fapt ar aparține lui Liviu Dragnea. El este cercetat în acest dosar pentru mai multe infracțiuni și vorbim de asemenea de constituirea unui grup infracțional, complicitate la abuz în serviciu, evaziune fiscală în formă continuată. Mai precis, se presupune faptul că această companie ar fi obținut în mod fraudulos fonduri europene. Trebuie să vă spun că Petre Pitiș a fost de asemenea consilier la Consiliul Județean Telorman. Așadar, o audiere surpriză în această dimineață, audieri în dosarul Teldrum, și încă s-au făcut aceste audieri și ieri, continuă și astăzi. Spune că este pelerinaj aici la Direcția Națională Anticorupție și așa este, și asta pentru că de mai bine de două ore și fostul deputat Cristian Băureanu a venit aici. El este în alt dosar, vorbim de acel dosar în care este inculpat și fostul ministru al finanțelor publice Sebastian Vlădescu. Cristian Băureanu a venit în această dimineață și a spus că mai sunt câteva chestiuni nerezolvate, chestiuni tehnice de ieri. Ieri, când a stat 3 ore la audieri și când a plătit și acea cauțiune de 200.000 de euro, fostul ministru Sebastian Vlădescu poate fi de acum pus oficial sub acuzare, și asta pentru că ieri președintele Klaus Iohannis a aprobat acea cerere a Direcției Naționale Anticorupție cu privire la încuvințarea urmăririi penale, dată fiind funcția pe care Sebastian Vlădescu o avea în perioada în care a săvârșit aceste infracțiuni. Vorbim de infracțiuni de luare de mită pentru o companie din afară care făcea modernizări pe linia ferată București-Constanța. Așteptăm aici să vedem când vor ieși aceștia de la audieri și ce au de declarat.